Tendința producătorilor de a face smartphone-uri cât mai mari a făcut ca lumea să uite ce înseamnă să porți cu tine un telefon, dar nu o tablă. Există încă mulți oameni care nu sunt gata să treacă la ecrane mari. Acum, din majoritatea smartphone-urilor mici, poți alege un iPhone mai vechi sau modelele mai mici și mai slabe ale Samsung Galaxy, HTC One și altele. Ei bine, soluția vine de la Sony, care aduce un smartphone de top în dimensiuni mici. Acesta este Xperia Z1 Compact. Ce îl face să fie unul din cele mai bune smartphone-uri al acestui început de an? Vedeți chiar acum? Xperia Z1 Compact demonstrează încă o dată designul elegant de la Sony, cu o carcasă din fier foarte pătrățită și solidă, butoane scoase în evidență, iar pe spate avem un plastic care seamănă foarte mult cu sticla de pe iPhone 4 sau 4S. În caz că îl scapați cumva din mână, la sigur că nu este nicio deosebire. E o alegere de design extrem de frumoasă, dar și extrem de sensibilă. Zgârieturile aici pot apărea de la nimic și vor fi cam vizibile. De urme, nu mai pomenesc, cu toții știm cum arată astfel de suprafețe după ce punem degetele. Ideea este că aveți din start nevoie de o carcasă sau puteți să savurați designul și zgârieturile din plin. Z1 Compact este, spre deosebire de foarte multe smartphone-uri scumpe, rezistent la apă și praf. Asta înseamnă că oricât de solid nu ar fi iPhone-ul tău sau oricât aluminiu nu ar avea pe el, într-o ploaie mare sau la piscină îl ții mai la o parte. Cei de la Sony ne asigură că telefonul rezistă timp de 30 de minute la 1 metru jumătate adâncime. Alo? Sau poate fi cufundat chiar în ciocolată. Așa cum am mai spus, Sony Xperia Z1 Compact este smartphone-ul cel mai mic din gama Z. Dar, atenție, nu și cel mai slab. Spre deosebire de HTC One Mini sau Galaxy S3, S4 Mini, care erau variantele mai slabe și mai ieftine ale modelelor de top, Z1 Compact este printre locurile de frunte la capitolul performanțe dintre toate smartphone-urile de pe piață. Acesta are procesorul anului 2013 de pe gadgeturi, Snapdragon 800, accelerat la 2,2 GHz, un chip grafic Adreno 330 care încă nu m-a dezamăgit niciodată la niciun telefon pe care l-am testat, 2 GB de RAM și 16 GB de memorie operativă cu un slot microSD de până la 64. Toate aceste cifre sunt mai mult decât îndeajuns pentru a rula absolut orice pe acest micuț. Navigarea pe internet, multitasking, lansarea aplicațiilor, nimic nu creează probleme. Știu că testele de benchmark sunt ceva relativ, dar având în vedere că de mai multe ori Z1 Compact și-a trecut fratele mai mare Z Ultra sau chiar și Galaxy Note 3, unde Samsung are obiceiul de a forța device-urile sale doar pentru un rezultat mai bun, nu este niciun dubiu că Z1 Compact este într-adevăr un flagman. Dacă mă întrebați de ecran, mereu mi-au plăcut cele de la Sony. Au un contrast foarte bun, deși uneori albul este un pic cam gălbui. Z1 Compact are un ecran la fel de compact de 4,3 inch pe diagonală și cu câte 332 de pixeli pe fiecare inch. Rezoluția este HD, deși nu ar fi fost rău deloc dacă era Full HD, pentru a fi la toate capitolele în top. Unghiurile de vizualizare, la fel, foarte bune. Mergem mai departe cu sistemul de operare. Aici am fost un pic dezamăgit. Pentru un smartphone lansat de curând, acesta vine cu Android 4.3 Jelly Bean. Să scoți pe piață un smartphone fără cel mai nou sistem de operare nu prea convinge lumea că pe viitor vor beneficia de update-uri și lucruri noi, iar un update la 4.4 încă nu a fost anunțat. Acesta ar permite o optimizare și mai bună, dar și o ocazie pentru Sony de a mai lucra la interfața sa de pe Android. Ca de obicei, multe efecte 3D, aplicații de la producător ca magazine de filme, muzică, etc., însă printre toate acestea mi-a tras atenție AppDrawer-ul. Androidul în genere are o problemă cu gruparea aplicațiilor. Toate sunt aruncate
aruncate grămadă aici și este destul de greu să găsești ceva ce vrei. Ei bine, Sony până când sunt unicii care au inclus în interfața lor posibilitatea de a grupa aplicațiile după cele mai utilizate, cele instalate sau după propria voință. Nu e mare lucru, dar credeți-mă, când ai multe aplicații este extrem de comod. La fel, sistemul mai are opțiuni de deschidere a unor aplicații în ferestre, însă asta nu este folositor pe un ecran mic. Camera pe Xperia Z1 Compact este cea mai bună de pe piață printre smartphone-urile de așa dimensiuni. Aici avem 20,7 megapixeli și deja cunoscutele lentile G-Lens. Aceeași cameră este prezentă și la modelele mai mari. Apropo, dacă vreți mai multe detalii despre aceasta, am comparat într-un review camerele lui Sony Xperia Z1, care are exact aceeași cameră, Nokia Lumia 1020 și Galaxy S4 Zoom. Pozele ies cu o balanță de culori la fel de bună, dar problema cu focusarea a rămas în continuare. Uneori, camera nu focusează obiectul care ar trebui. Ce ține de opțiuni, aici sunt o mulțime, printre care și AR Effects, care ne permite să proiectăm pe suprafețe diferite animații 3D. O altă funcție care mi-a atras atenția este Social Live. Fiind conectat la internet, aceasta îți permite să transmiți live direct pe Facebook. Transmisiune live. Sony Xperia Z1 Compact are o baterie la fel de mică ca și telefonul, 2300 de mAh. Pare destul de puțin, dar având în vedere că un Galaxy S4, care are un ecran mult mai mare și un procesor care consumă mai mult, are 2600 mAh. Așa că bateria de pe Sony este mai mult decât îndeajuns. La mine, după o zi jumate, în care am privit pe el și o repriză la un meci de fotbal plus o utilizare obișnuită, mai are încă 50%. Dacă doriți o autonomie mai bună, Sony pune la dispoziție mai mult moduri de conservare a energiei, ca spre exemplu modul Stamina, care va dezactiva datele din fundal când ecranul este stins și oprește notificările, sau modul baterie descărcată, care va reduce luminozitatea, va închide ecranul mai repede, GPS-ul, vibrarea și multe altele. Cu astfel de opțiuni puteți să descărcați telefonul în aproximativ o zi și jumătate. Însă dacă vreți să nu vă bateți capul cu prea mult funcțional, există opțiunea mai simplă și mai comodă. Eu fiind o persoană cu multe gadgeturi, mereu caut o priză unde să mi le încarc. Zilele acestea am procurat Powerbank, o baterie portabilă de 6600 mAh cu care îmi încarc și tableta și telefoanele. Puterea ei îmi permite să încarc odată smartphone-ul, tableta și aproape încă un smartphone. Este foarte mică și nu ocupă prea mult loc. Pentru cei interesați, voi lăsa un link către produs direct în descriere. Sunetul de pe Xperia Z1 Compact este asigurat de un difuzor mare la capătul telefonului, care se aude destul de bine. Doar la frecvențe joase poate să mai aveți dubii, dar în general sunetul este foarte curat. La fel, smartphone-ul vine în cutie cu o pereche de căști care, deși nu sunt prea comode, se aud perfect. De obicei, căștile din cutie nu sunt cea mai bună alegere, mai ales pentru cei care sunt pretențioși la sunet. Uite că aici Sony ne-a bucurat. În concluzie, am rămas foarte impresionat de acest device. Sony Xperia Z1 Compact este smartphone-ul ideal pentru cei care vor tot ce e mai nou pe piață, dar într-o înfățișare mai mică. Performanțele acestuia sunt la nivel cu cele ale giganților de la HTC sau Samsung. Chiar dacă ar fi să-l comparăm cu proaspătul Galaxy S5, veți întâlni cam aceleași specificații. Un minus mare la Z1 Compact ar fi construcția sa mult prea fragilă, foarte sensibilă la zgârieturi și lovituri. În schimb, rezistă la apă și praf. Eu personal deja sunt deprins cu telefoanele mari sau chiar foarte mari, dar dacă aș fi vrut să trec la un smartphone cu ecran mai mic, pentru moment sunt absolut sigur că aș lua în considerare în primul rând acest device. Asta a fost tot pentru azi, eu vă mulțumesc pentru atenție și stați în continuare cu ochii pe noi. Nu uitați de butonul like și subscribe, iar în comentarii aș vrea să aflu părerea voastră despre acest telefon. Pentru mai multe detalii ne găsiți pe Facebook și Adnaclasnic, iar toate linkurile de care aveți nevoie sunt acolo în descriere. Voi a fost Vicu, toate bune!